place să mâncăm la restaurant, dar uneori trebuie să gătim acasă pentru familie sau pentru prieteni. Fie că suntem presați de timp sau pur și simplu din neștiință, facem câteva greșeli. Aflăm astăzi de la șef Dexter mici trucuri pentru un preparat ca la carte. Dexter, în gastronomie, ca și în alte domenii, avem nevoie de sfaturi de la specialiști. Astăzi ai făcut un singur preparat, să le spunem celor de acasă despre ce este vorba. Astăzi am pregătit un muș de vită, deși vorbim despre un preparat simplu, iar noi românii suntem mari fani carne la grătar, există aceste trucuri pe care le putem urma pentru o friptură perfectă. Tindem să punem carnea din frigider direct pe grătar și atunci ne iese crudă în mijloc sau foarte ațoasă. Noi bucătarii avem un truc care se numește temperare și asta înseamnă să scoatem tipul de carne pe care îl vom pregăti la grătar cu minim 30 de minute înainte de a-l găti la temperatura camerei. Al doilea secret al unei fripturi perfecte ar fi să sigilăm carnea pe grătar pe toate părțile și astfel toate sucurile vor rămâne în interior și vom avea o friptură super juicy, super fragedă. Cel de-al treilea secret pe care vă recomand să-l aplicați acasă este că în momentul în care ați scos carnea de pe grătar sau din cuptor, să o lăsați 3 minute pe o suprafață de lemn, pentru că ea își va lăsa toate sucurile, iar apoi le va trage înapoi înăuntru. Tot în momentul acela e bine să punem deasupra și sarea. Niciodată nu e ok să punem sarea înainte, pentru că astfel vom avea o friptură super tare. Cât de important este să avem și un sos alături de carne? Pentru marea majoritate a cărnurilor este foarte important să avem un sos lângă, mai ales în cazul de față când vorbim de mușchi de vită, care mușchiul de vită, deși este suculent, poate fi destul de fad datorită faptului că nu are foarte multă grăsime. Am văzut că tu ai folosit o torță ca să arzi caisele. Noi acasă cu siguranță nu o vom avea. Cum putem să înlocuim asta? Noi la restaurant gătim caisele printr-un proces îndelungat în vid, ăsta durează peste 6 ore, dar truc pentru acasă, putem să luăm niște caise super coapte și le tragem într-o tigaie cu puțin unt, lăsându-le să se caramelizeze spre final. N-avem nevoie de torță, n-avem nevoie de aparate sofisticate. Cel mai adesea lângă vită avem diferite garnituri, piure sau legume. Văd că tu ai ales altceva. Într-adevăr, eu am vrut să mă îndepărtez puțin de sfera asta clasică a gastronomiei și am ales ingrediente românești, caise care sunt în sezon și mei. Îmi place foarte mult meiul pentru că este singura cereală fără gluten și e foarte interesantă că gust duce undeva spre un cuscus cu alune tostate. Dar există un mic truc și pentru acasă, nu foarte scump. Dacă luăm un termometru digital, putem să ținem cont de gradele de gătire al mușchiului de vită. Dacă are undeva la 52-53 de grade în interior, înseamnă că este rare. Dacă mergem spre 56-57 este medium și dacă avem peste 63 înseamnă că este well done. Platingul final este cel care va atrage atenția invitaților, la fel și modul în care aranjăm masa.